un an destul de specific, se poate de spus, începând de la ceea că a fost un an ploios, a fost un an mai anevoios din punct de vedere al viticulturii, a fost nevoie de intervenții mai dese cu preparate chimice în vie ca să nu se îmbolnăvească, pentru că de la ploi multe însoțite de călduri se dezvoltă acele boli pe care le știm cu toții, este vorba de mana viței de vie și de făinare, care sunt cele mai periculoase. De aceea multe vii totuși anul acesta au fost afectate. În toate viile practic s-au observat aceste boli, unde au evoluat mai mult, unde au evoluat mai puțin. Noi, slavă Domnului, am reușit să le tratăm la timp și nu avem boli în via noastră. Dar, oricum, anul întârzie, pentru că temperaturile brusc au scăzut, începând de luna august, și strugurii nu s-au copt cum eram noi de prinși, da? ca în anii precedenți, începând de luna august. Anul acesta, sezonul de vinificare va începe, cred că, cel puțin cu 3 săptămâni mai târziu decât de obicei. Anul trecut l-am început pe 20 august. Anul acesta, ce dată e azi la noi? 9 septembrie și încă nu se prevede, cel puțin încă o săptămână, nu vom intra în câmp pentru ca să culegem. Unele regiuni mai sudice, cum este Comrat, Cahul, în părțile cele, s-au început soiurile timpurii deja, la noi încă urmează. Anul trecut aceste butoaie erau pline pe vremea asta. Anul trecut, în vremea aceasta, parțial erau pline, pentru că, bine, începem cu soiurile albe și mergem spre soiurile roșii. Desigur că nu toate erau pline, dar ceva era plin, deja era o aromă foarte bine pronunțată de struguri procesați și de vinuri în fermentare, care este o așteptare foarte mare din partea oricărui vinificator, acea aromă de toamnă, de procesare și de fermentare, care noi o așteptăm cu sufletul la gură, dar o să vină, tot o să fie bine și o să prelucrăm și anul acesta și o să avem o gradă plină de arome. Această întârziere cu aproape 3 săptămâni se va răsfrânge asupra calității vinului cumva? Chiar și la direct, desigur că se va răsfrânge, va fi un vin mai specific, va fi cu o specifică a anului acesta, dar noi ne vom strădui ca, indiferent că se întârzie sau nu se întârzie, ca să consumatorul nostru să nu-l dezamăgim în calitate și să avem o calitate la fel înaltă, poate chiar dacă o să fie puțin mai deosebită decât anii precedenți, dar o să fie la fel de înaltă calitate.